privește că lui spitalul lui are dreptate. Nici al meu nu este, al nimănui, ci este al cetățenilor acestui județ. În ceea ce privește, în ceea ce privește funcția de manager și afișei postului, o să mai spun o dată, el, ca și manager, trebuie să găsească împreună conducerea spitalului și să-și asume soluții ca acel spital să funcționeze corespunzător. El tot timpul susține, nu e competența mea, nu pot să rezolv eu, nu am eu competența asta. Din punctul meu de vedere, sunt două soluții. Ori domnul manager, conform fișei postului și examenului și atribuțiilor pe care are, își arogă și are dreptul de a lua anumite decizii, ori, din punctul meu de vedere, nu își mai arogă aceste drepturi și nu vrea să ia nicio hotărâre și atunci a doua soluție va fi demisia. Va el lua hotărâre aceste aspect. El pare că se teme foarte mult ca să nu fie dat în judecată, ori el personal, ori spitalul, că de câte ori e ceva în neregulă, ne spune că a încercat să facă, dar nu poate să facă mare lucru, că să nu cumva să-l dea în judecată. Așa nu ne mai asumăm o asemenea funcție, ca să nu fim dat în judecată și ne luăm anumite joburi în care să stăm foarte liniștiți, să nu avem treburi. Treburi cu astfel de situații. Părerea mea e că trebuie să gândească foarte serios în ceea ce privește modul de organizare al spitalului și am declarat-o și mai în conferințele de presă anterioare, că eu îmi doresc o reorganizare a spitalului pe funcțiile de conducere, pe tot ce înseamnă șef de secție, pentru că ei foarte mulți sunt interimari și să dăm concursuri astfel încât oamenii să știe că sunt pe un job asumat și să vină și cu un plan de redresare și de dezvoltare a acelui spital. Nu vi se pare că pentru un om care încasează peste 100 de milioane de lei lunar să spună într-una că nu pot, nu e de competența mea, nu am cum, e cam mult? Da, e cam mult.